Hai, salut! În primul rând, cred că ar trebui să mă prezint. Mă numesc Ion Marius, sunt din Comuna Chiscan, județul Brăila și aș vrea să împărtășesc cu voi această pasiune care o am de mic, dar acum, să zic, am dus-o la un alt nivel. Am avut, când eram mai mic, o perioadă porumbei, dar doar guțani. Acum, în primăvara aceasta, am construit această volieră. Ca să scăpăm de întrebările cât a ajuns, m-a ajuns undeva la 2000 de lei. E o volieră destul de mare, cu 4 boxe, unde dețin undeva la 5-6 rase de porumbei. O să închid asta că să face curent. Da, ce să vă zic, nu știu mare lucru despre porumbei. Tot ce am și ce vedeți le-am făcut documentându-mă pe internet. Le-am făcut cum am putut, cum am știut. Aici, așa arată în interior, aici avem standard, 3 perechi de standard, nu știu dacă sunt originali toți. Aici avem și un puișor. Aici mai avem unul. Da, nu pot să vă spun cum fac alții, să vă abonați, să dați like-uri, să fiecare face cum credeți ceea ce simte. Eu, în primul rând, fac acest video fiind și primul, pentru a vă arăta ce dețin și cum am făcut voliera. E un pic de chinuială, pentru că le-am așezat în așa fel încât să nu le închidă vântul ușile, cele mici. Aici avem americani, 3 perechi de americani. Avem aici un mascul, perechea lui e pe cuib, dacă se vede. Aici avem o pereche, o galbenă, cu perechea ei. Perechea lui acolo. Da, într-adevăr știu că o să spuneți că e mizerie, dar momentan timpul nu mi-a permis să le fac curat, pentru că e foarte frig și pe lângă asta e noroi și aștept să mai încălzească. Aici am o boxă în care momentan nu am nimic. E pregătită și cred că o să bag puii care mi ies, ca să nu-i bată sau eu știu altceva. Aici am două perechi de voltați, o pereche pe alb care au ou acolo și aici am o pereche, porumbița neagră și masculul maro. Aici văd că a scos, avem 2 pui, cum vedeți, acei albi, să le luăm cojile, să nu rănească puișorii. Opa.
mâncarea. E un mix cumpărat special. Nisip, grit, minerale, apă, astăzi au apă cu oțet de mere și cu miere de albină. Da? Și mai am la pod, urcați sus, o să mergem imediat să vă arăt. Găinile nu au nicio legătură cu porumbeii, deci toți sunt închiși. O să dureze un pic până ajung. Două secunde. Mă chinui cu o mână. Da. Deci, aici avem o pereche de jucători stil vechi, care mi-au scos doi pui, după cum vedeți. Puii sunt inelați 2021. Foarte buni reproducători. Avem două perechi de satineți, perechea care e în prim plan, are pui acolo în colț, doi pui. Porumbița galbenă, roșie, mă scuzați, e pereche cu floreanul ăla de acolo, au ouă, trebuie să scoată și ei pui. Acolo mai avem un porumb satinet care stă pe ouă, porumbița lui eu cred că undeva pe afară, uitați-o acolo, porumbița lui. Toți sunt achiziționați în primăvară, perechele sunt făcute de mine. Nu mă interesează momentan atât de mult calitatea, îi țin mai mult pentru frumusețe, pentru că, cum v-am zis, sunt începător în acest domeniu. E doar o pasiune de-a mea, în care momentan investesc timp și bani. Nu am niciun beneficiu și nici nu cred că o să vreau acest lucru. La mine în zonă nu prea sunt crescători de porumbei de ornament, din câte am văzut, foarte rari. Eu încerc pe cât posibil să le creez toate condițiile. Cum se vede, apă, nisip, vitamine, iar acolo avem grit. Da? Sper că v-a plăcut, sper că dacă doriți să colaborăm, eu știu, să schimbăm porumbei, să cumpărăm, să vindem, să, cum doriți voi, aștept mesaje, comentarii. Cam asta e videoclipul. Am vrut să vă prezint în primul rând ce porumbei dețin, ce rase de porumbei, voliera, cum am făcut-o. Ce să vă zic? Cocoșul ăsta nu mă lasă să filmez. Mai știm noi pe cineva legat de un cocoș care... Da. Ce să zic? Sper că v-a plăcut și... Ne vedem în următorul video. Salut!